Deci e prima oară când filmez un videoclip afară și nu vreți să știți câtă anxietate am, chiar dacă anxietatea asta nu e a mea. De fapt, nu-mi place cum sună. Nu vreau să încep vlogul cu anxietate, nu. Hei, mă simt minunat să filmez afară. N-am anxietate deloc, să știți. Vreau să vorbesc despre faptul că în perioada asta energiile sunt foarte puternice și se schimbă și energia pământului. Sunt foarte multe șanse să aveți stări de leșin sau, Doamne, am început și eu cu cei mai rău. Să vă simțiți amețiți, să vă simțiți speriați, să aveți anxietate la maxim, să vă simțiți foarte, nu știu, vulnerabili în perioada asta. Este foarte important să ai grijă la ce cuvinte scoți pe gură, ce afirmi, pentru că ce afirm poate să fie adevărat și pur și simplu să transform chestia asta în viața ta, adică să afirm eu de multe ori că am anxietate, ei bine, anul ăsta voi avea foarte multă anxietate dacă spun chestia asta. Foarte important ce gânduri ai, extrem de important, pentru că, nu știu cum să vă spun, intrând în această nouă energie, practic tot ce gândești devine realitate când nici nu observi. Deci e foarte important să fii foarte conștient de ceea ce spui, de ceea ce gândești, de ceea ce faci în viața de zi cu zi, pentru ca să nu știi cât de mult te afectează în anul ăsta care urmează, pentru că intrăm într-o energie extrem de puternică, unde corpul nostru se schimbă și cred că deja simțiți schimbările astea energetice. Fiți foarte atenți la tot ce simțiți în perioada asta și la toate lucrurile care vi se întâmplă, care sunt sau nu coincidențe sau comune, sau la toate dorințele pe care le aveți și cât de mult credeți în ele, sau ce convingeri limitative aveți despre voi, de faptul că nu sunteți în stare să faceți anumite chestii sau, nu știu, lucrurile astea trebuie schimbate. Încercați să meditați foarte mult, încercați să stați cu voi, încercați să stați oarecum singuri, dar nu să nu socializați. Literalmente este momentul să faci tot ce ți-e frică să faci, pentru că dacă nu vei face asta acum, vei rămâne blocat practic într-o etapă din trecut a vieții tale și nu vei putea să evoluezi oricât de mult ai vrea. Fă acum ceea ce ți-e frică să faci, acționează. Și ca să fiu un exemplu bun pentru voi, asta fac acum, fac ceea ce mi-e cel mai frică, practic să filmez în public. Mă rog, nu e filmat în public, dar nu vreți să știți câți oameni trec pe aici și mă iau toate anxietățile posibile. Dar, din nou, trebuie să renunțăm la astea pentru că nu suntem ceea ce știm că suntem. M-am informat de mai multe chestii. Mamă, ce greșit e unghiul ăsta, ar trebui să vorbesc așa ca să fiu ok la față, nu așa, că așa mi se vede și gușa. M-am informat mai mult despre perioada asta și am înțeles oarecum că intrăm în altă dimensiune, ce am trecut din 3D în 4D, acum ne îndreptăm spre 5D, dar nu o să intru în discuția asta pentru că nu sunt destul de informată și nu vreau să vă dau informații greșite, în niciun caz. Că tot vorbeam de schimbare, nu mai zic că se lasă în seara și nu mai pot să filmez. Tocmai am trecut un cuplu de bătrâni, n-am nimic cu bătrânii chiar, îi îndrăgesc foarte mult și știu câte sacrificii au făcut, dar frate, efectiv, o doamnă i-a spus soțului: da, uite, copiii ies afară să facă activități, să facă mișcare. Erau ironică că gen, eu stau pe telefon și soțul uitându-se așa la mine de sus, cum ar veni, zici că da, mai nou, asta e moda la copii, să ieși afară să stai pe telefon. What the fuck? Doamne, cât de frustrat să fii. Poate eu, în timp ce am zis propoziția aia, am făcut 30.000 de euro cu un singur click și tu povestești că, Doamne. Și asta cu judecatul, că judecăm foarte mult și nu ne vedem. Sper că nu s-a auzit țipătul ăla pe cameră. Judecăm foarte mult și efectiv ne uităm numai în curtea vecinului, dar nu ne uităm deloc în curtea noastră, că suntem plini de traume, plini de invidie, plini de frici, plini de, nu știu, nu suntem deloc mândri de noi, nu ne place ce suntem, dar comentăm tot ce e în jurul nostru și dacă o persoană se apucă de sport, judecăm. Dacă o persoană se apucă de orice, dacă nu face sport, judecăm. Dacă se apucă de pictat, judecăm. Dacă se apucă să-și învingă cea mai mare frică pe care o are, judecăm. Și e atât de trist că nu ne încurajăm, adică pur și simplu vedem numai lucrurile rele și știm doar să judecăm. Nu încurajăm oamenii, nu judecăm orice ar face și apoi ne întrebăm de ce le e frică să încerce ceva nou, pentru că vor fi judecați, frate, de rasa lor, efectiv de rasa lor, zici că suntem mereu ca animalele. Ok, văd că se întunecă destul de rău. Tot ce vreau să vă spun e că se schimbă energia planetară și fiți atenți la ce gândiți, fiți atenți ce vorbiți, ce scoateți pe gură, ce gândiți, ce acțiuni faceți și întrebați-vă dacă vreți să rămâneți aici unde sunteți. Pentru că dacă nu și vreți să faceți o schimbare, începeți chiar de azi cu orice. Fă orice ți-e frică să faci, fă și cea mai mică acțiune, crede-mă că contează extrem de mult. Cel mai important sfat pe care pot să vi-l dau în anul 2024 este să nu vă pese de părerea nimănui, cât timp e o părere negativă despre voi sau despre ceea ce vreți să faceți pe viitor sau despre ceea ce faceți în prezent. Și aici se numără foarte multe cazuri și oameni din familie. Da, ascultați-vă intuiția și faceți ce vă face să fiți fericiți cu adevărat. Și nu uitați să lucrați cu voi și cu esența voastră, pentru că asta contează. Pentru că evoluăm, energia trece și noi nu ne dăm seama că rămânem la același nivel. Știu că vlogul ăsta a fost destul de scurt, dar am vrut să fie așa un reminder, de faptul că se schimbă energia și că trebuie să fim foarte atenți la
tot ceea ce facem cu viața noastră de azi încolo, de cât de important e tot ce scoți pe gură, orice afirmație. Da, chiar aș fi vrut să mai filmez, însă s-a lăsat întunericul și eu nu am cameră performantă, așa că vă pup și vă iubesc. Spuneți-mi dacă vă plac subiectele astea de vorbă. Vă iubesc mult de tot. Doamne, deci mi-am făcut deja un prieten nou. Ursuleț, ce seamănă cu Peti? Ursuleț mic. Da.